La mulți ani, Dărmănești! Domnilor primari, domnilor parlamentari, domnule viceprimar, stimați consilieri, onorabili invitați, dragi dărmăneșteni, doamnelor și domnilor. Așa cum ne-am obișnuit cu toții de mulți ani încoace, pe data de 31 decembrie a fiecărui an, în orașul Dărmănești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au loc ample manifestări ale tradițiilor și obiceiilor de pe aceste meleaguri. Copiii, tinerii și chiar cei mai puțini tineri îmbracă pieile de urs și costumele naționale, își pun măștile, își acordează dobele, își pun costumele și chipiurile de doboșeri, costumele și căciurile de irod și pornesc să se adune de prin toate cartierile pentru a prezenta obiceiurile și tradițiile de anul nou, moștenite din generație în generație pe aceste meleaguri. Aceste obiceiuri răzbat din negura timpului, tocmai de pe vremea romanilor și a popoarelor migratoare, aveau darul de a alunga spiritele rele, de a purifica pământul și de a îmbuna duhurile bune, aducătoare de sănătate, bunăstare și belșug de grâne și animale. De-a lungul timpului, aceste obiceiuri au suferit modificări de formă și conținut, iar în ultima perioadă de timp, prezentarea acestora a căpătat o formă organizată, așa cum veți observa în momentele care urmează. Anul acesta și-au anunțat participarea un număr de 8 cete care sunt organizate pe cartiere, au un capitan de ceată sau organizator și fiecare dintre acestea li s-a comunicat ordinea și ora la care vor urca pe scenă. Fiecare ceată trebuie să-și limiteze programul la 20 de minute. Toate cetele prezente vor primi un premiu de participare în bani, iar în baza clasamentului realizat, primele 3 clasate vor mai primi câte un premiu de excelentă tot în bani. Cu ocazia sărbătorilor de sfârșit de an, primarul orașului Dărmănești, domnul Constantin Toma, dorește să adreseze câteva cuvinte și urări de bine locuitorilor din Dărmănești și tuturor celor care ne ascultă și ne privesc. Dragi dărmăneșteni, dragi invitați, astăzi 31 decembrie, pentru noi, pentru dărmăneșteni, este o zi specială, o zi în care întreaga comunitate fierbe. Ne adunăm cu toții pentru festivalul Ursului de la Dărmănești. Vreau să-l completez pe domnul Starparu, care are experiență multă în organizarea Ursului, și să spun că la Dărmănești, din totdeauna, aceste obiceiuri au existat și au existat chiar în acele vremuri când, știți foarte bine, pe vremea vechiului regim, eram foarte constrânși și foarte, să zic așa, oprimați. Am rezistat în acele vremuri destul de grele cu aceste frumoase tradiții la Dărmănești, cu atât mai mult avem obligația astăzi să ducem mai departe aceste frumoase obiceiuri de la Dărmănești. Cu ani în urmă se vorbea de ursul de la Dărmănești. În alte zone nu era ursul de la Dărmănești. Din nou îmi doresc ca acest festival a ursului de la Dărmănești să devină ce a fost și chiar mai mult decât atât. De aceea, în perioada anilor care vor urma, vom depune toate eforturile și vom susține tinerele generații pentru a crește, să zic așa, la nivel național și chiar internațional, acest festival. Este un brand, este un festival care ne caracterizează pe noi cei de la Dărmănești. Și fiecare dintre noi știm că de mici copii am participat într-o formă sau alta la acest festival. Și eu de la 3 ani am contribuit alături de ceata din Lapoș până terminasem facultatea. Deci știm de mai bine de 25 de ani m-am făcut în acest festival, m-am făcut cu ursul de la Dărmănești. Sper să vă placă ce vedeți astăzi la Dărmănești și sper să vă mulțumească sufletele, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați așteptat un an de zile acest moment. Vreau să vă mai spun că ursul de la Dărmănești mai are ceva specific.
sunt doar cete de la Dărmănești. Nu avem din alte zone, din alte localități, avem doar cetele din cartierele Dărmăneștiului. Este ceva deosebit, este ceva care ne caracterizează. Veți vedea, spre deosebire de alte cete din alte localități, că noi avem acele tobe specifice, noi avem acei, să zic, artiști care sunt îmbrăcați în ținută națională și se numesc chirozi, avem jocul ursului și nu lipsit de importanță este și acea ceata a măscăturilor. Pentru că suntem la sfârșit de an, vă doresc să fiți sănătoși. Vă doresc ca noul an 2017 să fie un an al împlinirilor pentru fiecare dintre dumneavoastră. Oameni buni, să încercăm să fim mai buni, să încercăm să înțelegem și pe cei care poate astăzi, dintr-un motiv sau altul, sunt în nevoie. Încă o dată la mulți ani, îmi doresc foarte mult să fiți alături de noi, să nu uitați că diseară la ora 12 vom avea un foc de artificii în piațeta din fața primăriei și 2, 3 zile, 4 sau 5 să ne distrăm în acest festival. La mulți ani, dragi dărmăneșteni, la mulți ani, dragi invitați, la mulți ani, dragi români! Mulțumim domnului primar, cu speranța că vom petrece peste 4 ore plăcute împreună, deschidem festivalul de date și obiceiuri Strămoșești Ursul de la Dărmănești, ediția 2016, și invit în scenă plugușorul din cartierul Lapoș. Hola bravo! Hola bravo, ho 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 ho. Hola bravo, ho ho. Atât. Vreau să vă gospodari, gospodari și gospodinii și nevoastră atâta lumii. A venit cu așez magvar și la toți ca să vă va. Să vă arde anul nou, să faceți colaj cu ou, ca să dați la cei ce ură, cum îi dați la străbună. Te amânați, băi! Păi noi suntem frugari vestiți, de la Lapuș suntem viniți. Și arăm în braț de lungă, ca porumbul să vă ajungă. Păi unde arăm noi cu asinul, crește câinii pașeinul. Usturoi și harfacică, râmă boala de purcică. Dar i-am pus capul la fum, dinainte de Crăciun. Te mânați, băi! Dar eu duc la abator și-o făcut din chelea lor coșoace cicirori. Acolo unde jupaiute și face coșoace de 5.000 și 800. Iar carne o pregătesc și face muși țigănesc. Și-i dă să mănânci golanul din sfârâi stomacul. Și de foame și de sate dai cu ochii după fete. Te mânați, băi! Păi când eram eu mitit el, mă lua tata cu el și purtam sumanul lung din mâna în boi la plug. Lumea era sănătoasă, fiatele erau frumoase. Plăcăi de 20 de ani nu erau ca azi niște golani. Lumea astăzi e fudulă, cu parfum și cu frezură și cu pieria la gură. Ia mânați, băi! O să vă spun de pe la noi, dar se întâmplă și la voi. Nu-i vorba de anotim că o să fie cal sau fric, ci-i vorba de gagii, că ei sunt cei fantezii ca copo și cei târzii. Că nu-i bănută sau bumbal să nu facă ei scandal. Chiar acum de anul nou s-o bătut iarăși din nou. După ce se bat ca dracii, merg la post ca să se împace. Cei cu capurile sparte mi-a și scoat certificate, iar cei cu coastele rupte cer parale cât mai multe. Ia mânați, bă! Da prrrr, da ho! Da hizda cea că nu se mai termină brazda. Păi să ieși acum grădină și să vezi și arătură fină.
și să vezi cum ți-am arat dacă nu spui mâinile în cap. Dă-o braț de arate și vrăcin șase la state. Pila capete n-am dat, nici loc în direcție l-am lăsat. Că așa știm noi să arăm să-ți luăm banii să plecăm. Iar la anul dacă o fi, îți arăm dacă ai plătit. Amânăți, băi! Cât e lumea de deșteaptă, de la plug mâncare așteaptă. Rață, gâști, curs și pui se hrănesc în urma lui. Dar să strângi de tati în casă, trebuie să ari și să pui de-o parte. Mânați, băi! Când am fost ca să mă însori, eram ficior cam târzor. Și-am umblat prin sala mini aproape un an de zile. Și umblând din casă în casă, ia că ne-am găsit mireasă. Din trei vorbi logodesc, din nuntă mă pregătesc. Tai și lemne, duc la moară, ca omul care se însoară. Dar acum nu știu să fac, mi-a luat belea pe cap. Că-și nevasta asta dârză, până țeasă un colț de pânză, mănâncă o putină de brânză. Ia mai mânați, băi! Toată lumea știe bine, un motor să meargă bine, trebuie să-l ungi la bile. Așa și nevasta mea, o bataie trebuia. Și-am bătut-o într-o sară, de țâta ca trenul în gară. Dar de acum n-o mai bat, mi-a venit mintea la cap. O las să mănânc și brânza, poate a terminat de țăsut pânza, până s-o găti cu criza. Ia mânați, băi! Unde s-a mânânt baba boabili, au ciroadii caprili și mugii badanili, cele din 20 de ani, care umplu după bani, seara după sfințit, când e bine de iubit, mânați, băi! Iar acum, pentru că v-am urat, v-am arat, v-am samanat și minciuni v-am înșirat, drept plată să ne dați câte un metru de cârnaț, de cârnaț a fumat de prin podul căsă, da. De cârnați cu usturoi ca să mai mâncăm și noi. Iar asilul lui Trifoi să fie sătul ca noi. Că-am făcut multe aici vânz și-am umblat numai flămânz. Și-am urat la doi morari și ne-au dat două pâini mari. Și le-am pus pe leacă în gârță și s-o făcut numai tărâță. Mânați, băi! Păi eu știu că nu mai aveți nevoie de noi. Că v-aș lua tractoarii noi. Dar veița pe hârtoape cu tractorul nu se poate. Frunze verde foi facinul, vă să-mi căutați asinul. Dar asinul-i cu cătarii, cere apă și mâncare, și bătrânii de băut, că așa-i de la Dumnezeu făcut. Mânați, bă! Păi pentru această urătură, n-am să-ți iau vaca din șură, nici calul de la căruță, doar vă dau o păreluță. Un colac făcut cu ou, cum se dă de anul nou, și o steaclă de băutură potrighită pentru gură, din rachiu făcut de prună să șterg gâtul de rugină. Ia mânați, băi! Iată, uită, băi, asine, cum se uită toți la tine! Și la tine, și la mine, și cu scop bănuții măi, ca să-ți cumpăr surgălei. Și pot coabilii străcate, la mulți ani cu sănătate. Să trăiți la anul și la mulți ani. La mulți ani! Lugarii din Lapuș, cu integratul, vă urează la mulți ani și buni. Vă mulțumim, să-i răsplătim cu aplauzele noastre. Sperăm că domnul primar are ceva mai consistent, ceva cash. Le mulțumim celor din cartierul Lapoș, îi așteptăm și anul următor. Pentru că pâinea care au primit-o a fost de tărâțe și s-a făcut... Noi am adus un colac frumos, frumos făcut la Dărmănești, cu ou și cu... Așa se dă de anul nou. Și din partea mea și a Consiliului Local, un mic premiu, da? Ca să vă cumpărați cel puțin vreo 10 măgari din ăsta. Eu am crezut că e cu... de lemne la ăștia bătrâni. Care a mai fost frig azi noapte. La mulți ani, sănătate și vă mulțumim tare mult. Mulțumim frumos. Și mai hrăniți măgarul ăla, că eu am crezut că e iepuri. Mulțumim încă o dată urătorilor din cartierul Lapoș și poftim jos. Urmează ceata urșilor din Mașcaș, ceata numărul 1, fiindcă...
domnul primar, Tola Constantin! Mulțumim, tinerilor, primar, toți tinerilor, domnul primar, să poate primar!
frică, ce frumos joacă de frică. Aia jucă, e n-a jucat, dar Sfântul de culoare mâine avea. Aaaa, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Hai tot în coate și genunche, tot în coate și genunche. Hai și te apropie de sat, și se apropie de sat. Hai la vede de măritat, la plăcai de răsunat. Hai, moș Gabrile, javră mare, moș Gabrile, javră mare. Hai, ia scoală două picioare, ia scoală două picioare. Hai, să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine. Hai, că tu m-ai ascuns pe mine, că tu m-ai ascuns pe mine. Hai, nu m-ai ascultat tu zău, nu m-ai ascultat tu zău. Hai, dați-e teamă de ce-am rău, dați-e teamă de ce-am rău. Hai, șapte săptămâni de post, șapte săptămâni de post. Hai, de când pe acasă n-a fost, de când pe acasă n-a fost. Hai, dar e sără când m-a dus, dar e sără când m-a dus. Hai, am găsit la catopos, am găsit la catopos. Hai, nu-i la cătu cu mâna, nu-i la cătu cu mâna. Hai și verica cu căciura, intru ca să fie astea. Good.
Capitanul de ceată să primească premiul de la domnul primar, un colac frumos. Felicitări organizatorului de ceată, Ciprian Docan. A fost cel mai frumos urs organizat de Sălătuc în ultimii 10 ani. Felicitări, Cipriane! Credem că nu mai rămas nimeni în Sălătuc, toți sunt pe scenă. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ursul din cartierul Sălătuc vă urează la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, Sălătuc vă așteptăm și anul următor!
ca ușoare, că nimeni care v-a jucat de frică. De frică n-a jucat, în sfârșitul mi-a culat în mâna mea și doar pe trei capete. Hei, vine urcul de la munte, urcul de la munte, hai tot în coate și în genunche, tot în coate și în genunche. Hei, să apropie de sat, și să apropie de sat. Hei, la neveste cu bărbat, și-o dacă de încurat. Hei, un gavrile javră mare, un gavrile javră mare, hai spală-te două picioare, spune-mă de lumea mare. Hei, să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine, hai că tu mă ascult pe mine, că e javră din pădure. Hei, nu mă asculta tu zău, nu mă asculta tu zău, hai dar te cheamă de cea-n lău, dar te cheamă de cea-n lău. Hei, că te vreau e pironitul, că cea-n lău e pironitul, hai pentru capul tău gătitul, pentru capul tău gătitul. Hei, și făcut-i un moș al meu, și făcut-i un moș al meu, hai măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Hei, sărbana țică-n dușe, hai că mă văd o ia la ușă, că mă văd o ia la ușă. Hei, să strigă-n gura mare, așa strigă-n gura mare, e arde te-ar făcut țigane, arde te-ar făcut țigane. Spălalele tale, hai casa duce în casă sale, și la copii de mâncare. Hei, tu paralelele mei, tu paralelele mei, cine a cu cine mei? Thank you.
emblematice, să zic așa, formații de urs din Dărmănești. Ceata din Joseni. An la rând, ceata din Joseni a luat locul 1. Cred că anul ăsta cei care ați văzut ceata din Joseni și care aveți dreptul să votați, veți vota în cunoștință de cauză. Felicitări, Ștefan Ilescu, sau așa cum îl știm noi, Vale Brânzoi. Felicitări! Trebuie să urmezi după
sănătoși, cu această ursoaică mică care joacă chiar de frică. Ea de frică n-a jucat, dar Sfântul Vasile e mâna mea. Hei, ce vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, tot în coate și în genunche, tot în coate și în genunche. Hei, și se apropie de sat, și se apropie de sat, la neveste cu bărbat, la fete de măritat. Hei, urs Gavrilă, javră mare, urs Gavrilă, javră mare, ia scoală-n două picioare, ia scoală-n două picioare. Hei, să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine, că tu mă asculti pe mine, că tu mă asculti pe mine. Hei, nu m-ai ascultat tu zău, nu m-ai ascultat tu zău. Hei, dar ce teamă de cearlău, dar ce teamă de cearlău. Hei, că cearlău-i pironitu, că cearlău-i pironitu, pentru capul tău gătit-o, pentru capul tău gătit-o. Hei, și făcut de un moș de-al meu, și făcut de un moș de-al meu, măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Hei, 7 săptămâni din post, 7 săptămâni din post, de când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Hei, și acasă când am ajuns, și acasă când am ajuns, am găsit la toată post, am găsit la toată post. Descui la cătul cu mâna, descui la cătul cu mâna, păi și veriga cu căciula, și veriga cu căciula. Păi o săraca țigă-n pușă, o săraca țigă-n pușă, când mă văzuia la ușă, când mă văzuia la ușă. Păi și-așa strigă-n gura mare, și-așa strigă-n gura mare, arză te-ar focul țigane, arză te-ar focul țigane. Hei, unde sunt paralele tale, unde sunt paralele tale? Te n-aduci în casă sare și la copii de mâncare. Hei, tu paralele le bei și te cu cine vrei. Go!
nu mai făcea ursul de la Dărmănești, nu mai făcea ceată. L-am convins pe Vasile să se organizeze, s-a organizat. Bravo, foarte frumos, am văzut că au avut jocul acestor copii minunați, jocul irozilor, felicitări. Vă așteptăm și la anul, să știți că sunteți foarte frumoși. Și am văzut că ați venit și cu nou guvern aici. Invit nou guvern aici pe scenă să facă o poză cu noi. Poate ne dă bani mai mulți la Dărmănești. Haideți nou guvern în coace. Eu am crezut că s-au întors doctorii înapoi în țară. Felicitări, foarte, foarte multe felicitări din partea noastră și să duceți tradiția mai departe, pentru că Flopul este un cartier mare care poate să aducă o ceată extraordinar de frumoasă, așa cum ați demonstrat voi. Felicitări, bravo! Hai guvernul să facem poze! Bravo, bravo! Și capul de ceată cu noi la guvern aici! Himalaya. Vrea ca să-i vorbești atent, e pastorul permanent. Și nu urci în sus la geantă, mă, din concediu medical.
Și mai vrea să-i târg la baie tămărtău, idioaie! Și încă o dată te târg, băi, și m-am dus la tar la voi! Dacă se întâmplă vreodată să stai din vorbe cu o parte, când îi chiar și tu e rău, fiți atunci din rău, acolo, grăză! M-am dus între vecini, între neamuri, prin tării, și m-am rugat și eu, cu ca și din neamul eu, un om bădat să-l vrea cu răspăr cu cineva. Tot așa bătând cu cura mai întâi de băcătura, la bani, la o casă, ai văzut și eu mirea. Era frumoasă copila, era înaltă cât cămila, era șoldurile dinapoi, căruți cu patru voi. Avea rastă în timpul o păterină. După cum era pe cojocel, prin 5-10 chei cu el. Și eu făcut șuncul era, din 10 chei cu proasă. Și eu făcut șuncul era, din 10 chei cu măgare. Care ce vine să vă aduc numai bine. Sărătate și mult ani! Anul și la mult ani! Ei, mă, Gabriela, Gabriela!
deja vrem mare, hai scoală-te în două picioare, scoală-te în două picioare. Hai să ne vadă lumea bine, să ne vadă lumea bine, hai că tu mă asculti pe mine, că tu mă asculti pe mine. Hai, nu mai ascultatul zău, nu mai ascultatul zău, hai da te teamă de cearlău, da te teamă de cearlău. Hai, că te rău e fi rănit, că te rău e fi rănit, hai pentru capul tău gătit, hai pentru capul tău gătit. Hai, și vă cu tu moșal meu, și vă cu tu moșal meu, hai măsura pe corpul tău, hai măsura pe corpul tău. Hai, șapte săptămâni din post, șapte săptămâni din post, hai de când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Hai, și mi-e doar tării de acasă, și mi-e doar tării de acasă, hai ca o țigancă frumoasă, ca o țigancă frumoasă. Hai, frumos și plăie de tot, frumos și plăie de tot, hai dar are la până la cot, dar are la până la cot. Hai, țigancă că mă ajut, țigancă că m-a văzut, hai ia atunci mi-a răspuns, ce mi-a răspuns. Hai, azi te-am făcut țigane, azi te-am făcut țigane, hai unei sparalele tale, că le iau în casă sare. Hai, tu paralelele tăi, tu paralelele tăi, hai și te ascult cu cine vrei, și te ascult cu cine vrei. Yeah!
că mi-ați primit și ce să vă urez la mulți ani niciodată! Mulțumesc eu în numele dărmăneștenilor pentru felul în care voi v-ați organizat. Cred că ați fost una dintre cele mai complete cete, felul în care au jucat irozii, felul în care au bătut tobele, dar mai ales ursul, cum a jucat, cred că vă dă șansa să ajungeți numărul 1, să fiți locul 1 la Dărmănești. Asta ne dorim și noi! Pentru de una! Să știți bucureanii! Au fost și vor fi bucureani! Este doar o părere a mea, sigur noi avem jurații și mai mult decât atât, voi, dragi dărmăneșteni, invitați aici, aveți posibilitatea să vă exprimați, scris pe hârtie, care este locul 1, 2 și 3. Avem o urnă aici, vă rog, cei care doriți să votați locul 1, 2 și 3, să puneți acele bilețele în urnă, pentru că jurul pe care noi îl avem aici va ține cont de părerea dumneavoastră. Personal, cred că a fost una dintre cele mai frumoase cete. Și vreau să mai menționez un lucru. Toți acești artiști pe care dumneavoastră i-ați văzut astăzi pe scenă, fac din suflet ceea ce fac. Deci este o trăire pe care timp de un an de zile o strâng în piepturile și în inimile lor, iar pe data de 31 o arată cu mare drag, cu mare pasiune dărmăneștenilor. Felicitări din partea Consiliului Local și a meu personal, un colac, poate cel mai frumos colac pe care l-am dat astăzi cetei ungurenilor. Felicitări! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, domn primar! Urmează! Hai, mă, nu te-ai! 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 Hai, mă, nu
Nu te lăsa!
urmează cea de negociere și rău.
Hai să-i fac pielea de juca! Hai frunzuri să te ia lume! Hai dă-te la o parte lume! Spectatorilor să vină mereu într-un număr cât mai mare, cât mai mare. Cred că cu toții care sunteți aici, ați pus suflet pentru
pentru alegători. Vă mulțumesc foarte mult, îmi trag foarte mult de atenție. Unde e șeful? Ia cavalauri! Aș vrea să vă mulțumesc pentru felul în care v-ați organizat, pentru că eu cred că în cartierul cu ăștia nu mai e nimeni. Acasă ați venit cu toți aici, felicitări. Au venit cu toți aici. Felicitări în primul rând pentru cheile de urs. În al doilea rând pentru felul în care ați avut... Felicitări pentru cei care iroși și toboșari. Sincer și cred că în ultimii 10 ani au fost cei mai bine urmează. Deci de 10 ani de când tot urmăresc de la voi. Acetei de la Boișa. Felicitări! Dărmăneștenii, o să vă voteze, sigur, vă susțin, v-au aplaudat, v-au urmărit. Felicitări încă o dată și la mulți ani. Și la anul, voi face scena asta mult mai rezistentă, pentru că acum ați venit voi, mi era să felicitări, cele bune! Oh,
Thank you.
Mulțumim tinerilor din Mașaj pentru această frumoasă reprezentație. Invităm pe domnul primar pe scen pentru a mâna premiu. Mașcașul, am răgușit și eu. Să știți că Mașcașul a ieșit foarte, foarte frumos anul ăsta și pentru prima dată a avut două cete. Dacă ar fi avut singură dată, sunt convins că lua locul 1 fără niciun fel de probleme. Ia două ori când vin cu felicitări, înseamnă că Mașcașul este un cartier foarte puternic, un cartier cu tradiții, un cartier care a arătat că poate. A venit cu două cete și amândouă foarte frumoase. Șeful de ceată să vină lângă mine. Un băiat tânăr, un băiat mai care promite mult. Un urs foarte frumos, întoarce-te, te rog, cu față. Să-i răsplătim aplauzele noastre. Aplauze pentru ceata mașcășenilor. La mulți ani, Mașcaș! O ceartă, așa cum am spus, frumoasă, cu foarte multe piei, cu foarte multe tobe, cu foarte mulți copii și oameni extraordinar de frumos. Frumos. Felicitări! La mulți ani, Mășcășeni! Domnul, nu uita, nu uitați plicul! Sperească Dumnezeu, e treabă de plic, da? Felicitări, bravo! Ceata din cartierul Lapoș, capitan de ceată și organizator Barbu Doru Ionel. Invităm pe scenă. În acest moment urcă pe scenă Araiul Măștilor. Iar în amul care vine
o să fie și mai bine, că avem primar isteț, a condus și la județ. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de coate și de alte să aveți parte. Și cu Domnul vă reîntind, la pricor să ne întâlnim, să avem drumuri asfaltate și ugrazele pavate. La mulți ani cu sănătate! Thank you.
Păi și au optat că m-a fost. Păi am găsit la capul fost. Păi de până la capul cu mâna. Și verică cu păsula. Păi într-o casă plâng de tot. Păi unu mântă că cu pun. Păi îl pâță un montan. Păi îl pâță la toșan. Păi o să joacă la poșani. Oh, yeah.
și un nou cât mai bun. La mulți ani! Mulțumesc tare mult, dragi drămăneșteni, cum e obiceiul de la noi, am adus la festival, în ultima, să zic, reprezentație, ce am avut mai bun, adică ceata din Lapoș. Sigur că e ceata mea de suflet, acolo m-am născut și acum 30 și ceva, aproape 40 de ani, nu zic exact că sunt și bunici, ne făceam și veneam la Dărmănești, uite, îl văd pe Valentin și Lochie, el știe, și încă mulți alții, și am dus această tradiție mai departe. Sigur că astăzi ce ați văzut la Dărmănești a fost cea mai, să zic așa, cea mai frumoasă organizare, spectacol, iar noi am scos la sfârșit ce am avut mai bun, adică urșii de la Lapoș. Sigur că cei care dau note nu trebuie să țină cont de ce spun eu, e doar o părere. Felicitări tuturor celor care astăzi au urcat pe această scenă și v-au arătat și v-au încântat cu tradițiile extraordinar de frumoase ale dărmăneștenilor. Vreau să vă mai spun un secret, să știți că pe aici, printre noi, am avut niște fotografi din Statele Unite, mai devreme a plecat o domnișoară, care a făcut poze și în mulțime și aici între cete și vrem să promovăm la nivel internațional acest festival al ursului de la Dărmănești. Să ne ajute Dumnezeu și cred că în 2-3 ani de zile vom intra cu acest frumos obicei în UNESCO. Pentru că am spus, am adus la urmă cei mai frumos, adică ursul de la Lapoș, am să vă spun că cu această ultimă reprezentație practic s-a încheiat festivalul ursului de la Dărmănești. Vă urez, dragi dărmăneșteni, încă o dată să aveți un an bun, să fiți sănătoși în 2017 și să nu uitați ce v-am spus la început, să fim mai buni cu toții. La ora 12 în noaptea aceasta, să nu uitați, avem un foc de artificii în centru, în fața primăriei, vă aștept cu toți acolo și sigur să nu uităm să primim ursul în casele noastre, în curțile noastre în această seară, pentru că el ne transmite tradiția de peste 2000 de ani. Felicitări celor din Lapoș, citări tuturor celor care astăzi au venit pe această scenă. Am fost bine organizați, cred eu, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, poliției, jandarmeriei, poliției locale, celor din Consiliul Local care au înțeles să se organizeze și cred eu că am avut o organizare destul de bună, dar în special mulțumesc cetelor care s-au ținut de cuvânt, au respectat programul pe care l-am stabilit. Și la urmă, mulțumesc dărmăneștenilor că au fost în număr destul de mare și au urmărit aceste frumoase cete. La mulți ani, cum e tradiția, dăm colacul celor mai buni, nu? Nu uitați de plic, domnul primar. Și plicul. Mulțumesc foarte mult. La mulți ani, dragi dărmăneșteni. Probabil că... Mulțumesc, domnule primar. Cine este șeful de ceată? Să vină... Să vină să primească acest frumos colac. Felicitări, domnul Vărbu, felicitări tuturor care v-ați implicat. Nu uitați cei care veniți să votați, rămâneți, vă dăm bilete pentru a vota. Avem și un plic aici pentru băieții noștri, felicitări și multe, multe, multe urări de bine tuturor. La mulți ani, dragi de mănăște! Mulțumim, domnule primar, sărbători fericite la toată lumea!